dacă fratele Vasile Talpoș ar fi ținut ultima lecție, ultimul curs, cu această audiență și cu toți aceia care ne urmăresc în această dimineață, cu siguranță ar fi spus: vă invit să ne ridicăm și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să dăm ascultare cuvântului lui Dumnezeu, pe care aș vrea să-l citim în dimineața asta din 2 Timotei. Cred, l-am luat pentru mine personal ca un cuvânt de încurajare și cred că pentru mulți din cei ce suntem astăzi aici, ca rezultat al slujirii dânsului, al dedicării și formării noastre ca slujitori, cred că acest cuvânt este un ecou, nu doar al apostolului Pavel pentru ucenicul lui Timotei, ci este un ecou al profesorului nostru, al mentorului nostru, păstorul, profesorul universitar emerit, dr. Vasile Talpoș. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruie asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățător după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința. De acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iubită familie îndoliată, dragă Cristina, Simi, Dani, Emi, Emma împreună cu familia, Cristinel împreună cu familia, împreună cu profesorii, împreună cu studenții, împreună cu personalul administrativ din cadrul Institutului Teologic Baptist din București. Suntem alături de voi și de familiile voastre în aceste zile de durere, în urma despărțirii de tatăl și bunicul dumneavoastră, fratele nostru și slujitorul Domnului și al bisericilor din România, pastor profesor universitar dr. Vasile Talpoș. Îi mulțumim Domnului pentru dedicarea în slujire a fratelui Vasile Talpoș de-a lungul anilor în cadrul bisericilor locale, a comunității bisericilor baptiste din București, a Uniunii Bisericilor Baptiste din România, a Federației Baptiste Europene și în mod special în cadrul Institutului Teologic Baptist din București. Prin activitatea desfășurată atât la catedră, cât și la anvonul bisericilor, păstorul și profesorul Vasile Talpoș a inspirat generații întregi de păstori și predicatori în lucrarea de predicare și evangelizare din România. Pasiunea lui pentru evangelizare și pentru educația teologică,
ci a marcat întreaga activitate din cadrul Institutului Teologic Baptist din București, a fost transmisă mai departe noii generații de profesori dedicați formării de slujitori duhovnicești competenți și motivați de progresul Evangheliei și de întărirea credinței celor credincioși. Plecarea lui la Domnul lasă un gol imens în familie, în biserică și în lucrarea Evangheliei din România. Ne rugăm ca Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile, să vă mângâie în aceste momente și să vă ajute să găsiți liniște în prezența păstorului cel bun. El este singurul care ne poate duce în siguranță prin valea umbrelor morții, pe țărmul celălalt ne poate da mângâierea prin cuvântul lui și speranța în promisiunea revenirii Domnului Iisus Hristos și a revederii cu toți cei dragi care l-au iubit și l-au slujit. Să nu vi se tulbure inima, spunea Domnul Iisus Hristos ucenicilor în momente grele, în momente de tulburare și de descurajare. Aveți credință în mine și aveți credință în Dumnezeu. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Îngăduiți-mi ca doar în câteva momente, dacă ar fi să dau un titlu mesajului din această dimineață, l-aș numi o lecție de viață și de moarte pe care ne-o predă fratele Vasile Talpoș, păstorul și profesorul universitar. O lecție de viață pentru toți cei ce suntem slujitori ai Evangheliei, ucenici ai Domnului Iisus Hristos, frați și surori în bisericile din această țară în care fratele Vasile a slujit. Dar și o lecție despre cum ar trebui să fim gata să plecăm de pe pământul acesta. Nu vreau să reiau din mărturiile pe care le-ați auzit în seriile de priveghi, dar ați auzit că era pregătit pentru momentul acesta. Vreau însă să spun altceva. Anul acesta, când sărbătorim 100 de ani de educație teologică baptistă în România, l-am sunat înaintea sărbătorii, în urmă cu câteva săptămâni, și am spus: frate Talpoș, dacă puteți, vă rog să înregistrați un scurt mesaj și să-l trimiteți pentru studenți. Și a spus: nu, Daniel, parcă mi-aduc aminte de anii 93, când am absolvit ca asistent al dânsului pe toată perioada cât dânsul a slujit ca profesor și am crescut lângă el. Ia și scrie, nu-s multe cuvinte pe care vreau să le spun studenților la început de an universitar în acest an centenar. Transmite-le din partea mea următorul lucru: să nu uite că această chemare a lui Dumnezeu este pentru toată viața. Acestea au fost cuvintele lui în anul acesta în care sărbătorim 100 de ani de educație teologică baptistă. Am făcut un calcul, uitându-mă în biografia dânsului. 50 de ani din acești 100 de ani, viața lui a fost legată de seminarul teologic și de Institutul Teologic Baptist din București. Jumătate din istoria acestei școli s-a întrepătruns
cu ceea ce a însemnat și a fost studentul Vasile Talpoș, profesorul Vasile Talpoș, directorul Vasile Talpoș, rectorul institutului și mai târziu decanul Facultății de Teologie Baptiste Vasile Talpoș. Din toți conducătorii institutului, probabil că putem identifica pe cei care au avut viziunea întemeierii acestei școli în urmă cu 100 de ani. Oameni vizionari, cum a fost Constantin Adorian Saradu Tașcă. Dar apoi, pe parcursul perioadei grele, cu atâtea restricții în perioada comunistă, după fratele Bunaciu, fratele Vasile Talpoș a fost acela pe care Domnul l-a folosit, asemenea primilor care au întemeiat institutul, ca pe un vizionar. Am citit pasajul acesta din 2 Timotei, pentru că vreau să vă spun că astăzi aici vă invit să celebrăm viața unui slujitor al lui Dumnezeu. Da? E o sărbătoare printre lacrimi, e o sărbătoare îndoliată, dar suntem aici să celebrăm viața fratelui nostru, colegului nostru de slujire, fratele Vasile Talpoș. Spunea cineva că viața este darul lui Dumnezeu pentru noi. Dar felul în care noi ne trăim viața pe pământul acesta este darul nostru pentru ceilalți. Și mărturiile n-au fost spuse toate. Ele sunt probabil de ordinul miilor, legate de ce a însemnat fratele Vasile Talpoș ca și dar pentru fiecare dintre noi. Mă îndrept spre voi ca familie și vreau să vă mulțumesc că l-ați împărtășit nu doar cu cei de la seminar, ci cu o țară întreagă și cu o lume întreagă. Dragii mei, aici este un îndemn la care trebuie să luăm bine seama în ultimele cuvinte pe care Pavel le scrie lui Timotei și o mărturie. În îndemnul acesta este prinsă toată pasiunea vieții fratelui Talpoș. Ca unul care a fost asistentul lui și la cursurile de evangelizare și la cele de predicare, am văzut în dumnealui pasiunea pentru predicarea cuvântului și pentru evangelizarea celor nemântuiți. N-au fost cărți scrise din cărți, cărțile pe care fratele le-a scris. Au fost experiența vieții lui pe pământul acesta. Și sunt două îndemnuri pe care Pavel le dă și sunt convins că ni le-ar fi spus fratele tuturor. Propovăduiește cuvântul, stăruie asupra lui la timp și ne la timp. Folosește toate circumstanțele vieții ca să spui cuvântul lui Dumnezeu. Într-o vreme în care mulți caută senzaționalul, într-o vreme în care mulți vor să impresioneze într-un fel sau altul, noi suntem chemați să predicăm cuvântul lui Dumnezeu cu vorba și cu viața noastră. Și apoi fă slujba un evanghelist. A doua parte a pasajului citit este mărturia, și așa cum spunea unul dintre colegi, este imaginea acelei jertfe de băutură la sfârșitul alergării, la sfârșitul vieții, când noi ne vom evapora, dar în urma noastră va rămâne Hristosul pe care l-am slujit și pe care l-am propovăduit. Dragii mei, vreau să închei spunând că această lecție de viață și de moarte pe care ne-o dă cuvântul lui Dumnezeu astăzi și felul în care fratele Vasile a înțeles să predice acest cuvânt și să-l trăiască, ne face să ne întrebăm pe fiecare dintre noi cu ce rămânem când vom ajunge la capăt,
când se va trage linie. Și știți care sunt lucrurile cu care rămânem și despre care învățăm din viața fratelui nostru și din plecarea lui la Domnul? Rămâne în urma noastră tot ceea ce am realizat, realizările noastre. E prea puțin timpul să spunem toate realizările fratelui, dar ce pot să spun este că toate acestea sunt legate de numele Domnului Iisus Hristos. Aproape că îi se potrivește perfect versetul apostolului Pavel: prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Când tragem linie și înaintea momentului în care ne vom da ultima suflare, rămân în urma noastră relațiile pe care le-am zidit. Și ați auzit în mărturiile serilor de priveghi și de astăzi, relațiile pe care le-a construit fratele Talpoș. Dintre toate însă cea mai minunată, l-am cunoscut și ca profesor, l-am cunoscut și ca soț și tată. Și vreau să vă spun într-o paranteză ceva. Mi-a luat ceva timp să-i conving pe mulți, ca unul care am stat lângă el ani de zile, că dincolo de imaginea aceea a severității despre care spuneau studenți, foștii studenți, era o inimă caldă, o inimă de tată ca inima lui Dumnezeu. Numai cei care l-ați cunoscut îndeaproape ați descoperit lucrul acesta. Când tragem linie, rămân acele relații pe care le-am zidit și dintre ele cea mai importantă e relația cu Domnul Iisus. Pentru fratele Vasile, Hristos a fost totul. A fost nu doar începutul unei vieți, nu doar idealul vieții, ci și sfârșitul vieții lui. Când tragem linie, rămâne acceptarea din partea lui Dumnezeu sau respingerea lui. Dar rugăciunea mea este ca astăzi să fim încurajați cu toții de aceea cununa răsplătirii, care suntem convinși că l-a așteptat fratele Vasile la capătul alergării și ne va aștepta pe fiecare dintre noi. Acele cuvinte: bine, rob bun și credincios. Amin. Amin.